Salut la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, aici de față în Pet Simulator. E bine, am aflat deja că sigur se adaugă o capibara și anume Preston a intrat din greșeală cu o capibara, Rafaele, pe un server. O să vă arăt eu mai târziu, dar astăzi suntem cu un băiat aici și o să ne dea cel mai scump și cel mai rar huge pet din România. Bă, cel mai scump și cel mai rar huge pet din România e undeva la 8 triliarde. Și o să mai facem niște trade-uri cu el. El are și un server de Discord unde face trade-uri acolo. E o comunitate de Pet Simulator. Și Cătălina are la fel și mai mulți români. Și are acolo, dacă vreți. Hai să vedem cam ce trade-uri reușesc eu să fac cu ele. Ai destul de multe exclusive, Rafaele, tu aici. Tu te dai mare aici. Uite, da, da, da. Îmi place la petul ăla cu scrie Cătălina și după aia ce scrie cu el. Ok, hai să vedem ce trade vrea să ne dea Sebastian. Eu vreau să fac și niște trade-uri cu el. Uite, Nebula Dragon. Mamă, uite-l mă. Ăsta, petul ăsta Rafaele, Galaxy Dragon sau Nebula Dragon sunt cele mai rare. Stați puțin. Ăsta e unul dintre cele mai rare exclusive împreună cu ăsta, OG Sox. Și mushroom ăsta, bă, și ăsta e rar. Bă, bă. Da. Ok, deci vrea băiatul ăsta Sebastian, încă o dată dăm trade cu el. Ebay se zice. Dă trade, vrea să ne dea un Galaxy Dragon, nu știu dacă împrumut sau de tot, n-am discutat. Dar vrea să ne dea un Galaxy Dragon și mai vreau să mai fac trade cu aceste două peturi pe care eu le mai am și mie nu mai îmi plac. Gargoile și asta. Plus că dacă dați like la acest video și lăsați un comentariu, aveți șansa să câștigați un huge pet. Și vă o să vi-l arăt acum care. Este vorba de acest Pixel Cat, ok? Și este vorba de acest Pixel Cat și este vorba de acest huge cat și de acest huge cat. Deci vreau să le dau pe alea, să scap de ele, că sunt cam mici și să facem loc la altele mai bune. Hai să vedem ce are să ne ofere. Ne va da Galaxy Dragonul ăla și după aceea o să vreau eu, ori îi dau astea două pe un pet pe care nu l-am și care eu, pe care eu îl îndrăgesc, ori să vedem ce, despre ce trade facem. Dă Dragonul ăla prima dată, să-mi dea Dragonul ăla prima dată, ca să îl avem. Dă Dragonul ăla și după o să facem trade cu astea două, dar nu știu ce peturi are, să vedem. Mă vei sfătui tu. Rafaele, repede, deschide aia de prețuri Cosmic Value aia. Și uite-te la două prețuri. Ăsta cred că e 300, dar nu știu ăsta gargoile, 500, 800 costă. Și gargoile și cu festiv. Huge gargoile? Uh-huh. Și acum o să facem trade. Deci am astea două. 500 gargoile. 500 și ăla 300, 100%. 800. 310. Cât? 310? 810. 810. 810. Și trade cu astea două dacă se poate. Trade cu astea două dacă se poate. Pentru că mie nu-mi place pisica asta, dar ea tot crește. Să vedem ce mă oferă pe ea, pe pisica asta. Ce mi oferă pe ea? O să-mi pună probabil multe la trade aici. Să vedem ce îmi pune la trade, Sebastian. Ce are el acolo? Moșu. Ăla îmi place. Dacă îl ai. Moșu ăla. Știi moșu? Moș Crăciunul? Mamă, ăla e triliarde. Ăla e triliarde. Deci eu vreau să-i dau așa. Eu îi dau festiv chetul și cu gargoile și el să-mi dea un pet mișto pe el. Ești de acord, Rafaele, să facem asta? Da. Aș putea să intru în plața, să fac acest trade, dar ce se va întâmpla după 2-3 zile? O să pierd aceste peturi care sunt clean. Ia să vedem dacă are moșul. Îl, nu știu ce scrisă. Ăsta, un câine. Merită un câine? Postea. Cât e câinele? Huge dog-ul. Bă, nu știu ce să zic de huge dog-ul. Nu prea îmi place huge dog-ul. Să zic sincer, să fiu cu tine. Îl am și parcă îl țin mai ascuns, așa. Cât e huge dog-ul? Poți să te uiți chiar acum, repede, să spui cât e huge dog-ul. Nu prea îmi place ăsta. Nu, no, prea îmi place. Nouă! Unu-t. A, băi. Ok, îmi dă mai mult, dar nu îmi place câinele. Ce mă fac, Rafaele? Nu îmi place acest câine. Nu mai vreau câini. Eu vreau huge cat-uri. Moșul ăla îmi place. Moșul ăla, dar să aibă curcubeu așa pe el, știi? Hai să vedem ce ofertă ne mai face pe ăstea. Sebastian. Vedem ce ofertă, dacă are ce să ne dea, dacă nu... Huge unicorn. Ce să fac cu unicornul ăsta?
Nu-mi place nici unicornul. Mie-mi place moșul ăla cu roșu. Ăla e singur pet. Cât e un moș de la aia, vezi? Huge Santa Paws? Ăla, Paws. Cât e? Să fie un T ăla, așa scump e? 2.7 T. 2 T? Ăla... 3 T aproape. Fără nimic, așa e-l clean? Clean. Wow! E insane, bă, petul ăla. Am vorbit cu băiatul ăsta, cu Sebastian, și o să facem trade. Mai punem peste, pentru că nu-i convine. Are dreptate omul meu, iese prea mult în pierdere. Pisica aia festive cat este 1.4 și o să-i dau măcar aproape de value ăla. Așa că haide să facem trade-ul. Așa, trade, o să-i zic aici trade și o să-mi dea un festive cat, dar e mult mai șmecher pentru că are mai multă valoare într-un singur pet. Și poți să te flexezi mult mai mult cu el, Rafaele. Deci o să facem trade aici. Dita mai trade. Ai făcut trade-uri așa mare vreodată? Mare vreodată? Nu. Și ia uite cum rămân în urmă astea. Cum să țin eu petul ăsta dacă rămân în urmă? Rafaele. Hai să vedem. Deci o să-i dau festive cat-ul. O să-i dau gargoile. Asta înseamnă 810. Plus prăjitura asta. Nu mai știu cât azi, Rafaele. 80. Vine 900. Și plus asta vine cam un T. Și el o să-mi dea 1.4 T. Oh my god, not duped. Așa se numește. Am puține emoții, Rafa. Dar dacă o să iau țeapă la acest trade, e ultimul meu trade pe Pet Simulator. N-o să mai fac și poate mă și las de joc, Rafaele. Și dau toate peturile gratis. Uite-l și tu. Huge festive cat. Mamă, am emoțiile astea, Rafa. Este gold. Gata. Acum arată mult mai bine. Și am făcut trade-uri acum. Și acum am făcut trade-uri, Rafaele. Foarte, foarte mișto. Ia vezi, Rafa, ce am obținut. Ia uite. Joacă petul ăsta. Joacă petul ăsta. Tare, Marius. Avem un festive cat și acum ne flexăm. Și acum să-mi dea ăla de test, cel mai scump pet. Dă cel mai scump pet de ți-am zis. De show. Numai. Ok, o să-i returnez petul, dar vreau să scoatem ceva de aici, Rafa. Show face withdraw, withdraw. Și ce mai avem? Și atâta, cred. Fiate, Rafa. Rafa, tu ce zici? Ia fiate, Rafa. Fiate la show-ul ăsta. Joacă show-ul ăsta, da. Joacă show-ul ăsta. Joacă show-ul ăsta, Rafa. Peturile astea, sunt ceva de capul lor sau nu? Bă... Ce ia show vezi. Face X-Layer. Așa, astea două. Zici că sunt la fel, dar numai că ăla e pe pământ. Ok. Mergi în bancă. Iar mi s-a blocat, mă. Ok. Ne dă acum cel mai scump pet din joc, doar de show, Rafaele. Sebizeu. Wow, Sebizeu, auzi. Eu auzi, Rafaele. Ăsta e cel mai scump pet din joc. Ăsta e cel mai scump pet din joc. Nu există unul mai scump decât ăsta. Vino să-l vezi, Rafaele. Vino okay, să te uiți la el. Deci ăsta e cel mai scump pet din joc. Hai să ne uităm la el, să-l privim. Ăsta e. Rafa. Nu cred. Ăsta e cel mai scump pet din joc. Iar tu nu crezi. 7 trilioane. Nu există pet mai scump la ora actuală. Poate există ăla Pegasus, dar și că Pegasus nu mai există în joc, l-a scos. Parcă. Nu știu de ce l-a șters pe ăla. Dar ăsta, Rafa, e cel mai scump wow. existent pet în joc. Hai să-l punem puțin aici la treabă, să ne uităm puțin la el. Ia. Ok, hai să mergem puțin mai încoa la chest și ne uităm puțin la el. Deci cel mai scump pet merge cam încet, e cam leneș petul ăsta. Sau nu crezi cam că ăsta e cel mai scump pet? Ba da, de ce? Păi tu să-și că nu crezi. Când am zis? Să-și că nu cred. Audă-l-o. E cel mai scump huge cat existent în joc. Ce-mi place la dragonii aia e că ei se ridică în sus, Rafa, și parcă sunt mult mai mari. Uite ce cum îi strălucesc ochii aici. Nici nu vezi. Nici wow. nu vezi. Tare. Și acum o să mergem și o să zicem că tradăm asta, cum să zic. Facem trade cu el, cu cel mai scump pet în joc. Și zic că vreau un ceva pe el, un pixel cat. Vreau pe această pisică care vine extrem de încet. Suntem aici pe plața, împreună cu Rafael. Căutăm și exclusive noi, dar trading my rainbow
Huge Cat. Trading my Rainbow Huge Cat, Rafaele. Trading Balenciaga. Să vedem ce ne dă. Ia uite-l pe ăsta, pe... Uite-l, Rafa, pe Preston, uite-l. El e, da, a făcut jocul. Wow. Ce mișto e, Preston. Wow. Hai să vedem ce ne dă. Hai să vedem. Ne oferă acum ceva. Uite, îi dăm pisica și el ne oferă ceva, uite. Hopa. Huge Hack Cat, ok. Ok. Add more 100 cats. Asta e puțin cu capul, Rafa. E puțin cu capul. Ia calculează tu cât ne-a dat aici. Deci ne-a dat un Huge Pixel Cat și două Hacked Cat Golden. Da. You are sick. Aoleu, când ne-a pus, sunt tare curios. Cât e un Huge Hacked Cat Golden? Cred că îmi dă 200, mai mult n-are cum să fie. Adică trade-ul ăla era nebun. Huge Corgi 90 Huge. 90, el a pus acolo nici măcar 200 și vrea un cat care e 8 triliarde sau 7. Good. Ia o să mai adaug. Ad. E bine așa? A dat raid, omul meu. I'm ready, pardon, raid. The big trade, man. Ia uite, Rafa, vor și ei. Și jui. Hai să vedem. Două gargoile, ok. Ok. This is... Cât să știu, Rafa, că e un gargoile? 400, parcă. 400, da. B. Put until 7T. Sigur are 7T în inventar. Ok, ok. Deci nu mi-ar să trade, Rafa. Nu găsim trade, ia. Iar ne pune pisicile alea 3. Iar ne pune. Ne dă bani, bă, uite. Ok, e bine. Aici. Vreau Adix Slater. El e român, mă. El e român și încearcă să mă păcălească. Huge Cat Rainbow. A intrat Cristinel. Cristinel intră, dar tu nu. Cum faci asta, Rafael? Explică și mie. Are scripturi. Vreau să știu cum ai intrat. Tu ai zis că aici nu poți să intri. Am intrat, dar recută cu tine. Ok. Bă, n-are lumea ce să-mi dea, Rafa. N-are lumea ce să-mi facă. Am terminat jocul. Iar în de 3. Îmi pune 3 PC și nu știu ce pixele. Mi-a pus bani, ia. Dăm ready. Mi-a pus 24 de miliarde. Oh, bine, bă. Mersi mult. Omul chiar a fost cu minte, n-am ce să zic. Acum poate îmi fură tot inventarul. Ce se întâmplă, Rafa? Ce asta? Nu o să meargă, sau? De ce? S-ar putea. De ce durează? Ce face? Mi-a toate peturile și ne duplichează? Nu, îți dă bani. Nu merge. Nu merge, Rafa. Ce s-a întâmplat? Îmi fură toate peturile. Cât să mai încarcă? Mi-ai dat scam? Mi-a dat scam, Rafa. Mi-a dat un scam, Rafa. Dacă mi-a dat scam, ce facem? Iată ce se întâmplă. Ok, revin când își revine. Ok, am intrat cu băiatul ăsta, a zis să-l adaug la prieteni că ne dă ceva, un cadou. Hai să vedem cadou, Rafa. S-a blocat atunci pe ecran, nu știu ce se întâmplă. O să dăm ready aici, iar din nou. Dau ready, ar trebui să meargă după părerea ta, nu? Da. Ok, a mers. Mersi, ne-a dat bani. Cu acești bani o să mergem la bancă, Rafa. O să mergem la bancă. Fii atent ce vreau să te întreb eu. Deci dacă eu acum depozitez bani, mie îmi dă dobândă pe ce a trecut 24 de ore sau pe ce am în total în bancă? Asta te întreb eu. Depozit, o să depozităm 24. 1, 2, 3. Pe cât iei tu dobândă? 3, 1, 2, 3. Păi câți bani iau dobândă? Pe cât ai în bancă? Pe cât am în bancă. Deci dacă eu depozitez banii ăștia acum și colectez după, îmi dă dobândă pe ei? Nu știu, sincer. Ți-am pus o întrebare prea urâtă, nu? Nu știu ce să zic. Not enough space for currency. Not enough space. Ai tier 6, tu n-ai tier 7. Eu n-am tier 7, deci ce vrei, să-l avansez pe ăsta? Da. În alt episod vreau să-l avansez.
Ok. Nu ai tier destul. De collect interest. Haideți să vedem cam cât mai intră în bancă. Upgrade și cât intră? Cât 80 e cap? Bă, ai cap-ul tu. Ok, am 80 bă cap-ul și cât am în bancă? 60. Câte 63. Mai intră? Mai intră 20, cred. Mai puțin de 20. 16 mai intră. 16. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le vine așa cum calculez? Și acum aproape am banca full. Dar acești bani, nu vă speriați, îi voi folosi. Hai să dăm collect. Mai trebuie să mai aștept o oră. O să-i folosesc acești bani ca să upgradez banca. 50 miliarde trebuie. Și după cred că trebuie 100 miliarde. Deci, ok, mulțumim lui Big Trade Man că ne-a dat și nouă niște bani. Îi voi folosi ca să upgradez banca. Într-un episod o facem level maxim, dacă se poate. Și așa că mergem înapoi la plața la trade-uri. Am intrat aici și zice Rafael că e și el pe server, deci dacă Cristinel intră și tu ar trebui să intre. Și tu ar trebui să intre, ar trebui să intri, pardon. Ok. Nu poți să echipezi peturile. What? Nu poți să dau echip best aici? Uite, nu poți să dezechipezi. E bug. Ok. Hai, fii atent. Trading my rainbow. RB Huge Cat. Trading my rainbow huge cat, Rafa. Ok, hai că mi le dă ăsta. Mi le dă pe Kulzu Jonas. Mi le dă pe gratis, uite Rafa. Mi le dă pe gratis. Good? E bine așa, Rafa? Trade-ul ăsta, îi dau festive cat-ul meu de 1 miliard. Și 2 t. Please, Dragien. Dragien, vrea Dragienul. Ok. This good. Deci vrea dragonul care costă 1 triliard și el îmi dă mie un corgi care e 300 și o pisică care e 80, 300, 400 îmi dă pe 1 triliard. Good trade. Bro. Good trade, bro. E atât de bună încât o refuz. Încă nu vine să cred. Atât de bună oferta cât am refuzat-o pentru că nu-mi vine să cred pur și simplu. Hai să ne dă aici, ne dă rank redeem. Ok, încă continuă cu aceste trade-uri și nu înțeleg, zici că parcă are o problemă. Omul meu. My dude, it's not enough. Poți să pui tu 3 triliarde de pixel. Sonic. Ne-a dat Sonic, ești de bun. Dacă și Sonic a ajuns să joace pe simulator. Ok, ne dă un cable cat pe care l-am. Nu știu de ce mi-ar mai da un cable cat. Sincer să fiu. Mai departe. Ok, ne dă o balină, o orcă. Lucky 24, ne dă o orcă. Ce aș face eu cu această orcă? Cred că am vreo 30 de orci de-astea. Nu știu la tine cum e în bancă, dar la mine, ia uite Rafa, am tot primit cadou de la abonați. Ia uite ce aici. Te uiți aici? Uite ce aici. Aha. Ia uite, uite ce aici. Ești stacked. Adică nu știu ce să fac cu ele. Și asta, Grand Piquet e destul de rară, nu știu dacă știi. Grand Piquet-ul. Da. Îl ai tu? Cumva pe acolo, din greșeală? Nu cred. Ok, ok, ok. Așa. 300 mil for pet. Trading huge dragon and huge rib cat. Hai să vedem, Rafa. VIP. Facem trade-uri, Rafa, să vedem. Dacă vrea cineva să-mi ofere, în afară de Jonas ăsta care are două peturi și vrea rainbow cat. Ia de aici. Bă, dar ce mă flexez, Rafa, aici. Toate gold. Frumos, frumos, frumos. Ne dă Sonic un trade acum. Uitați ce trade interesant ne dă Sonic. Ne pune Sonic aici. Uite, ne pune tot ce are el inventar. Tot ce are el inventar. Și vrea și să-i dau un huge pe ele. Joel. Ia să vedem. Ne dă o pisică. Îi dau nebulă asta. Mă, nu cred că este, ăsta nu cred că e un B-Gems. Nu e un miliard, e? Nu cred că e dragonul ăsta un miliard.
Cred că e vreo 30, 100, nu știu cât e. Good. Deci da, eu îi dau lui no way. Eu îi dau lui ăla dragon. Ia caută, cât e un Galaxy Dragon? 140 cât e? Galaxy Dragon. Galaxy Dragon. Da, e la exclusive. Îi dau Galaxy Dragon pe o pisică care e 40. 205 bă. 205, deci îi dau 200 de... Îi dau 200, 40 și nu vrea. Doar așa ca idee, Rafaele. Ca idee. Mai îmi pune el 500 de milioane, așa că e cu minte la obraz, înțelegi? Că el e cu minte, mai îmi dă 500 de milioane. Da. Ia, ia-te pe ăsta. Ia. A șters tot și după aia da ready. Du-te, omul meu, de aici. Omul meu, du-te de aici. Omul meu a pus tot și după aia da ready, știi, ca să dau eu ready, pe nimic. Aha. Da, 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 frumos, frumos, frumos. Ai înțeles ce a făcut? Curată, da, da, da. Ia, Răducan. Hai că ne dă Răducan, Huge Cat Golden. Bă, parcă băiatul ăsta nu e tot ăla cu pisicile. Ok, și ce să fac eu cu astea? Uite, îți dau asta. E bine așa? E bine? Trolăm aici, băieți. No for huge. Dă ready. Oh, vrea nebula dragonul. Uite-l, bă. Fii atent. Și scoasă un pet. Fii atent cum scoate peturile și dă ready. Ca să vezi tu ce face. Scoate peturile și pune altele să te încurce. Răducan vrea să ne păcălească, băieți. Cred că aici încheiem și noi episodul. Va trebui să returnez această pisică. În rest, toate peturile sunt ale mele. A venit Joel de nou, care a încercat să ne scameze. Uite, îi dau dragonul ăsta. Good. Good. Deci îi dau 200 de miliarde. Pă, asta și tot nu vrea. Tot nu vrea. Zici că pisica asta e de aur și toată lumea o are. Pa, pa.